scenaristă Ana Răsuceanu, regizoarea Iulia Rugină, actorul Eugen Matei Lumezianu, Iepurașu, și cea pe care o așteptați cu toții, doamna Angela Similea, bine ați venit la acest. Bine ați venit la TIR, să rămână. Deci e clar, sunt atacată din prima mișcare. În primul rând, nu cred că am fost numai eu așteptată, ci echipa acestui film. Echipa extraordinar de talentată, care în urma primei discuții pe care am avut-o cu Iulia și Oana, așa cum au spus ei, mi-am asumat riscul. Eu consider că nu mi-am asumat niciun risc. Sunt foarte talentați și, privindu-i cu atenție în ochi, realizez că nu riști nimic lucrând cu ei. Cu atât mai mult cu cât Iulian este un regizor total necunoscut. Așa că m-am simțit, nu am riscat nimic, ci din potrivă. M-am simțit onorată că au vrut să aleagă o asemenea temă, pentru că dincolo de cântăreți, dincolo de artiști, dincolo, tema este cea aleasă de un cuplu extraordinar care vine din domeniul muzicii, compozitorul Marcel Dragomir și cel care a scris versurile, Aurel Storin. Deci lor le datorăm această lucrare extraordinară ce ne-a emoționat și ne-a frământat pe toți, cei care au ascultat-o. Și nu numai români, și cei care nu, mulți care nu cunosc limba noastră și nu înțeleg vorbele, în momentul în care ascultă melodia, și credeți-mă, am foarte multe persoane care mi-au declarat, și nu numai mie, că păstrează acest album cu ce conține melodia Să mor de dragoste rănită în mașină, pentru că le creează o stare extraordinară, e tulbură și liniștește în egală măsură. Deci uite cât bună Dumnezeu vrea să fie, este. Din dragoste de tine gândul parcă plânge, din dragoste de tine ce povestiți cum s-a petrecut întâlnirea cu Iulia când v-a propus. Iulia zice, da, că nu vă supăra, să începem altfel. Să începem de la cum s-au gândit ei să aleagă această. Corect. Pentru că noi nu ne-am întâlnit acum cu Angela Similea, ci cu filmul. Da? Iulia, povestiți în ea. Bună ziua! Încă sunteți aici. O să povestesc partea mea și la un moment dat interveniți și cum okay. Să vedem cum se vede și toate perspectivele. Și o să intervine, cred, și Oana la un moment dat, pentru că povestea e într-adevăr făcută din mai multe bucăți. Și e ca orice poveste frumoasă, variată și cu multe fișuri și coborâșuri. Totul a pornit, exact ca o poveste încep, totul a pornit într-o seară de sâmbătă, cred că era, în care eu ascultam, ca de multe alte dăți, piesa doamnei Angela Similea, Să mor de dragoste rănită, pe care o am în playlist de foarte mult timp și o ascult din când în când. Noi lucram în momentul ăla, eu, Ana Agopian, care nu e aici din păcate, și Oana Răsuceanu, lucram la un scenariu de scurtmetraj pe care urma să-l producem împreună cu actoriedefilm.ro, o școală de actorie de film cu care noi am mai lucrat, pentru o generație de cursanți, care la finalul sesiunii de cursuri trebuiau să joace într-un scurtmetraj. Lucram deja la un scenariu și aveam o idee, însă toată ideea asta cumva s-a răsturnat în seara asta în care am ascultat absolut întâmplător piesa și mi-am imaginat o poveste care conținea următoarele elemente. Un cuplu
în pragul sinuciderii, el încadă ea pe perval. Ceva se întâmplă, nu știam ce. Și la final, doamna Angela Simila apare cântând live piesa în film. Cam atât am avut și a rămas la nivelul de idee, oarecum, de imagine puternică și poveste care ar putea fi la un moment dat. A doua zi am mers și le-am povestit Anei și Oanei premisa asta, ca o posibilă variantă de poveste. Și acum o să las pe Oana să spună cum s-a văzut de la Lina și completă. Am ascultat ce ne-a spus și am tăcut puțin și eu și Ana. Și apoi am zis, da, trebuie să lăsăm deoparte scenariul la care lucram, oricum nu se uita, oricum nu ne ieșea ce vreau să ne iasă, hai să ne concentrăm pe nebunia asta. Și era extrem de puternic și Iulia era foarte emoționată când ne povestea. Din urmare, cred că din prima ne-a luat, a știut să-și piciuiască, să-și prezinte ideea cu multă, multă putere și atunci imediat am preluat-o și am început să dezvoltăm scenariul. Acum, scenariul, așa cum a spus Iulia, trebuia musai să includă 9 personaje, pentru că noi aveam 9 actori, 3 dintre ei aici cu noi, 9 actori de la școala de actorie de film, care era musai să joace în acest film. Așa că, pe lângă cei doi, el și ea, pe care ea îi avea în minte în momentul în care asculta melodia, trebuia să mai venim cu 7 personaje. Și de aici am început să ne gândim și de aici au venit situațiile și povestea s-a construit. Și am ajuns până în final și am ajuns să avem scenariul gata, lumea l-a citit, actorii au fost încântați, producătorii la fel și aici vorbim de Dragoș Bucur, Dorian Băcuță și Alexandru Papadopol, votatorii școlii și producătorii scurtmetrajului, numai că acest film nu putea să se întâmple și nu putea să existe fără doamna Angela Simila. Fără ca noi să ajungem să o întâlnim, să o cunoaștem, să-i povestim despre ce e vorba și să vedem dacă nea ei ar vrea sau nu ar vrea să fie parte din acest proiect. Prin urmare, am început cu telefoane, cu SMS-uri, cu mail, am primit scenariul pe mail și... Ați abordat-o direct sau prin... Nu, direct. Eu am sunat direct, am făcut rost de numărul de telefon. Trebuie, cred, să fii foarte încrezător în ideea pe care o ai și în proiectul pe care îl ai. Și eram extrem de încrezătoare toate trei. Și i-am dat un SMS, mi-aduc aminte foarte lung, în care îi spuneam cine sunt, ce vreau, de ce insist, de ce sun și am primit un SMS, cred, să sun de la doamna Angela Simila să ne auzim. Și ne-am auzit, am povestit, mi-aduc aminte, eram la mine acasă și tremuram și povesteam și ziceam, sper să zică da, să-și dorească să ne întâlnim, a dorit să ne întâlnim și de aici... Relați dumneavoastră. Ne-am întâlnit la studio. Bineînțeles că aveam casa mea de producție lângă, nu puteam să hotărăsc singură, dar m-a impresionat, așa cum am spus la început, m-a impresionat faptul că au ales această melodie. Și pentru că eu sunt cea care am lansat-o, am construit podul către public, am simțit mai mult decât fericită. Și au venit fetele. Nici nu știu dacă sunt căsătorită, iertați-mă, nu știu, v-am întrebat, nu. Au venit la studio, micuțe așa, slăbuțe cum sunt. Am realizat de la telefon că sunt foarte tinere și ne-am așezat să vorbim despre această întâlnire noastră. Iulia a fost atât de convingătoare, de sinceră și de emoționată, încât am simțit adevărul ei. Și în momentul în care simți un adevăr, ești convins că nu mai ești nimic. Adevărul nu te poate arunca în ceva închis, în groapă, în necază, nu. Adevărul lor era frumos, era luminos și era deosebit de onorant. Nu știu dacă în lumea aceasta s-a mai scris un scenariu de film, de lung metraj sau de scurt metraj, în care să fie vorba despre fan și cel pe care ei îl iubesc.
Nu știu. Și pentru că nu știu, consider că nu mai există. Și bine așa îmi convine. Și pentru că nu mai există, am zis, e bine să deschidem ușa. Am vorbit și cu casa mea de producție, care v-am spus că ambele persoane erau de față. E vorba de Ovidiu Comornic și actorul Lucian Mulță, care nu putea să lipsească în această întâlnire fiind actor. Și ei s-au uitat la mine deschiși și cu îndemn de a fi de acord. Și bineînțeles că am fost de acord să... Pe mine, să știți că pe mine nu m-a solicitat absolut cu nimic, decât la un moment dat a trebuit să filmăm. Și trebuia să luați o decizie destul de delicată, nu o spunem pentru cei care nu au văzut filmul. Da, nu trebuie să spunem nimic. Dar nu... Cum ați luat așa? Mă iertați, sunteți domn, așa pot să vă întreb, câți ani aveți? 45. Deci atunci știți, a mai existat un moment în viața mea în care zonistica dinainte de 89 m-a mai omorât odată. Deci am mai trăit odată pe viu, ca să spun așa, publicul, am mai trăit odată această poveste și m-am răzit cu coroane, cu lupte, cu miliție, cu 88-89, ceva de genul acesta. Nici eu n-am știut. Noi n-am știut, ieri am aflat. Pentru că nu era presă. Nu era presă, dar noaptea am venit eu de la Petroșani la București cu vagon de dormit și dimineață toată țara aceasta știa că am avut un accident de mașină la Petroșani. Deci, toată țara. Și toată țara, sau toată țara, mă rog, cei care mă iubeau pe mine, au avut o atitudine și dură și a fost foarte greu atunci pentru mine. Acum era în film și se repeta istoria. Deci, cei care vor privi acest film au tot dreptul să gândească cum am acceptat eu să mă sinucid. Dar să știți, pe peliculă se sinucide artistul, numele. Eu, cea care eram aseară în grădină și urmăream, eram omul. Ia ceva. Și... am filmat, într-o seară ne-am întâlnit și mă tot amânau de la oră la oră pentru că era norat, era frig, ploua și tot se aștepta ca din oră în oră să se schimbe vremea. Și la un moment dat s-a luat decizia să filmăm totuși. Cel care punea piedică serioasă era Vivi. Vivi Drăgan, cel mai bun. Da. Și motivul pentru care punea piedică, de fapt, era că ploaia respectivă, asta vorbeam aseară, era absolut inestetică pentru cinema, adică era o picurare, nu era nici măcar o ploaie dramatică, care poate s-ar fi potrivit cu finalul filmului, era ceva urât. Iar Vivi nu refuza să stricăm exact finalul filmului. Noi, la fel, aveam dubii în a vă ruga să... filmați pe ploaie. Și bineînțeles a venit Angela Similea cu roche decoltată, vaporoasă, lungă, pe niște trepte, o scară, murdar. Se curățaseră copiii, dar era murdară, întuneric, vânt, furtună, nici umbrela nu puteai ține. Și s-au dat, am făcut de două ori, parcă, nu? Am făcut cu dublă, fric de tremurau dinții, și în momentul în care s-au aprins luminile și s-a zis începem, s-au uitat și de ploaie și de frig și de nu s-a mai simțit nimic. Am tras de două ori, m-am simțit foarte bine, chiar dacă vremea nu m-a ajutat deloc, dar n-am simțit-o. Trebuie să recunosc că n-am simțit-o. Și culmea, am recuperat și rochia. Adică eu am considerat că e gata la gunoi să o așez la mintire, să fie simbol de... Ei nu, am recuperat-o și nu știm că dacă ia sau nu astăzi un premiu, n-am adus-o. Pentru că eu, în momentul în care m-a anunțat ei că va participa la acest festival extraordinar, m-am gândit, dacă vor lua un premiu,
mă voi duce la ei, mi-am face surpriză, mă duc la gala și mă îmbrac cu rochea asta. Ei, acum mi-am dat seama că nu avem voie să visăm până la capăt, dar nu renunțăm la vis totuși până seara. De când nu mai fusese pe un platou? Nu era platou, deci era pe stradă înghesuită, vrută, ploaie, murdărie, în sfârșit. Și ce vrei să mai întâmple? Să creadă din nou că o să facem doi copii împreună. Angel și Simile. Dragostea noastră să ne ajute să trecem podul nopților. Să alungăm lacrima. Casa noastră să fie un cântec cu acorduri ample. Și să-i zic dimineața bun venit rază de soare. Roa picurând pe floare. Ce frumos! Te se poate? Se rezolvă. Înainte să dăm cuvântul celor care au venit, aș vrea să le auzim și pe cele două actrițe să ne spună cum a fost întoarcerea în anii 80. A fost o experiență minunată. Odată datorită echipei cu care am avut ocazia să lucrez din nou. Și pentru că era vorba despre muzica doamnei Angela Simila, muzica cu care eu am crescut, pe care o ascultam, încercând să mimez în oglindă, pentru ca orice fată la 9 ani, și special pe această melodie, Să mor de dragoste rănită, era preferata mea. Și când Iulia ne-a... am emoții, știți? Când Iulia ne-a povestit despre acest proiect și faptul că aș avea șansa să o cunosc pe doamna Angela Simila și de fapt să interpretez un rol care are legătură cu muzica dansei și în special cu această melodie, pentru mine era gata, sunt aproape acolo, vreau să joc, eu vreau să iau rolul. Deși s-a dat Iulia a făcut un casting pentru fiecare personaj. Între voi. Între noi, da. Deci toți 9 colegi am dat casting pentru fiecare personaj. Deci fiecare fată a dat casting pentru fiecare personaj feminin din film. Și, mă rog, eu, Alina Ștețcu, ziceam, nu trebuie să abordez cu seriozitate fiecare rol și să încerc să intru în fiecare personaj, deși îmi doream să joc rolul Mariei. Și cumva, cred că în subconștient, tot am mizat și miza a fost mai mare pe rolul Mariei, deși celelalte personaje mi s-au părut foarte interesante, dar pentru simplu fapt că era vorba despre un fan al doamnei Angela Simila. Și în momentul în care, mă rog, am fost anunțată că am luat pe acest personaj, eram foarte fericită, am fost extaziată pentru că mi s-a părut că pot să mă reîntorc la perioada copilării, în primul rând. Ca atare, mi-aduc aminte că m-am dus, mi spunea Iulia, dacă aveți pick-up sau discuri cu muzica din perioada respectivă și în special cu doamna Angela Simila, duceți-le, ascultați-le și așa mai departe. Și mi-aduc aminte că m-am dus la casă, eu fiind din Maramureș, și m-am dus la e-mail și am urcat în podul casei și am început să caut discurile, pick-up-ul și tot ce se putea ca să pot să cumva să mă apropii din nou de acea perioadă. Și a fost o experiență absolut minunată, din toate punctele de vedere. Bună, la fel cum spune și colega mea, Adina a fost o experiență minunată. La casting m-am dorit foarte mult rolul Verei, sincer. A fost o nebunie frumoasă, pentru toți, cred. Și ne-a simțit foarte bine, în același moment. Ce este interesant de menționat, este faptul că această școală are în componența sa studenți care au alte profesii. Și din mare iubire pentru actorie de film, au urmat aceste, sau urmează cursurile acestei școli. Eu nu cred că
regizori sau producători urmărind asemenea studenți pe o peliculă deja făcută să nu fie sensibilizați și acești copii să nu aibă șansa de a profesa ceea ce visează. Eu le urez din tot sufletul mult succes. Să întrebăm pe unul dintre copii ce visează. Eu sunt de ceva în această școală și mă tot reînscriu de fiecare dată, nu știu de ce, de fapt știu de ce. Trebuie să experimentați ca să înțelegeți să te reînscriu la școala asta. Sunt de vreo 4 ani și Adina e tot de vreo 3 ani și sunt unii care sunt chiar de la început, partenerul meu din film. Cum am un partener în film. Este și el de la început cu mine acolo și am făcut mai multe scurtmetraje, am făcut și Love Bilin și acum a venit Să mor de dragoste rănită. Și este o experiență pe care nu pot să vă explic, pentru că este mai mult decât ce facem doar acolo. Noi ne-am plătit foarte mult în afara școlii și de aceea ne tot reînscriem și așa mai departe. Și eu de fapt mi-am schimbat și viața decât în această școală, pentru că tot timpul am dat la master la producție la un ATC și mi-am făcut casă de producție de filme sau m-am dus în tot alte direcții, față să mi-am făcut dreptul la viața mea, deci n-are nicio... Cam asta se plăcă școala asta, trebuie să experimentați ca să înțelegeți, că așa pare ciudat, pare că sunt ce ciudat la mine, așa. Apropo, scuză-mă, intervin puțin, apropo de ce efect are această școală asupra cuiva. Ceea ce mă privește, eu am lucrat în domeniul bancar 7 ani și cumva această școală m-a făcut să mă reorientez. Adică, în momentul când am intrat la atelierdefilm.ro, eram deja studentă la teatru, dar nu eram convinsă, era cumva o perioadă de probă, îmi propusesem o perioadă de probă ca să văd dacă pot să fac această meserie din pasiune. Și înregistrându-mă la această școală, am rămas în această școală, cum zicea Eugen, și cumva a fost concluzia, prin ei am reușit să trag concluzia că da, îmi doresc foarte mult să fac acest lucru. Și, da, deci este o școală care poate să schimbe viața. Să știți că am intervenit deja, am rugat-o pe Roana și să-mi și facească un interviu cu dumneavoastră pentru revista Unicii Naști, o revista online. Dar nu vă pot abține totuși să nu mă încredit că nu vreau să nu-și pun de întrebările. Să nu mă întreb ceva, doamna Angela Sibilea. Aparțin generații care, cum să spun, că am crescut cu funcție noastră, evident, eram de aceeași vârstă, eram îndrăgostit. Și eu am crescut cu muzica aceasta. Era muzica tinereții, o tinerețe foarte mult prelungită. Însă eu vreau să vă întreb ceva, să fac o paranteză, eu fac paranteză în general și mă scriu. Mi-a creat probleme și dumneavoastră și tu, Iulia, pentru că Să mor de dragoste rănită, numai eu, Adina, am spus, am pronunțat titlul filmului Să mor rănit din dragoste de viață, pentru că există un film superb al lui Mircea Leroy. Se vede, ne vom descurca. Revin la dumneavoastră. Vreau să vă întreb, ce explicați că tânărul nostru cinematograf, începând cam din 2004, așa, cam cu 2004-2006, cu Cristi Puiu, folosește foarte mult, se referă mult la această muzică a acelui timp. Unoară, dacă vă aduceți aminte, Marta Domnului Năzărescu se deschide cu o copertă a Margaretei Păslaru, celebra, cum se chema, mare, melodia aceea foarte frumoasă a lui George Grigoriu și în apa mării, da. La Gorgoi, un polițist adjectiv, există o analiză pe text a cântecului, a versurilor cântecului Mirabelei Dauer, ce-ar fi marea fără soare, ce-ar fi cerul, câmpul fără floare. Vreau să vă spun că la Can, pe Croazetă, nu exagerez când am ieșit, eu văzusem filmul și înainte, dar când am ieșit de la vizionarea, la proiecția cu acest film, cântau oamenii, chiar dacă nu înțelegeau versurile, cântau melodia. Și mai sunt și alte exemple, dar poate acestea sunt cele mai solide și mai notori. Cum imaginați că s-au întors la această muzică pentru a evoca ceva, pentru a-și face o copertă emoționantă, pentru ce? Foarte multe din filmele actuale se bazează într-un fel pe acțiune din perioada aceea. Foarte multe. Dar știți că fiecare generație își are tipologia de cultură, de muzică, de teatru, de film, fiecare generație. S-a dorit scoaterea muzicii
Nu, introducerea străzii în muzică. Și în modă, și în viața noastră de zi cu zi, programele de televiziune. Dar ceva nu s-a putut schimba. Sensibilitatea românului, romantismul românului. S-ar putea ca oameni care au trăit regizorul sau scenaristul, care a trăit în acea perioadă, să poarte acest bagaj al muzicii romantice, a muzicii de dragoste, de dragoste frumoasă, de dragoste cu un fir de trandafir ascuns sub sacoul băiatului și la întâlnire să-l scoate cu trandafir, să-l ofere domnișoare pe care o iubește, o iubea. Oamenii au nevoie. Suntem iubitori de viitor, de deschidere. Tehnica este deosebit de agresivă, a intrat în buzunarul fiecăruia și sunt momente, cred eu, pe care fiecare le trăim în intimitate, dorul de romantism, dorul de profunzime, dorul de, cum spune americanul, bottom of my heart. Așa că eu cred că acolo se află secretul. Au încercat să așeze, așa cum ne-a povestit acum Adina, ca totul ce a fost înainte de 89 să fie undeva în pod sau în beci sau într-o, chiar la televiziunea națională, care are o avere incredibilă, o comoară ei de țin, o țin undeva ascunsă și din când în când mai scot câte ceva. A fost o perioadă în care trăiau jenă să se refere la acea perioadă. Se considera că sunt demodați, că e desuet, că... Dar pe măsură ce au trecut anii, am realizat că noi acolo ne regăsim. Românul, de fapt, acolo se regăsește. Este adevărul său. Ce se întâmplă acum este împrumutat. Ce reprezintă pentru dânsa melodia Sămânță de dragoste realită și ce loc are în topul, în rândul celor sutelor de piese lansate și interpretate de dânsa de-a lungul întregii cariere muzicale? Mi-e greu să vă dau un răspuns direct, pentru că am cântat foarte multe piese foarte frumoase și fiecare a avut succesul său. Dar așa cum se întâmplă și cu viața noastră și cu evenimentele din viața noastră, timpul așează un anumit praf și se mai estompează din strălucirea lor. Și da, și această melodie a intrat în zona de praf, dar ei au descoperit-o și au adus-o, au readus-o la lumină. Eu trebuie să vă mărturisesc în turneile pe care le fac, spectacolele pe care le am, că sunt afară, într-o piață ca aceasta sau mai mare, că sunt în sală de sport, că sunt la sală de teatru sau o sală mai mică, să spunem, publicul care se află acolo, indiferent că au 14, 25, 50 de ani, ba chiar mai mult, fredonează toate cântecele pe care eu le aduc în spectacolul respectiv pe scenă. Fredonează cu mine. E adevărat că absolut toată lumea, la această melodie, Sămânță de dragoste rănită, trăiește un sentiment aparte. Nu pot să fac nicio excepție. Nu pot să spun unde plasez această melodie. Este extraordinară, este pătrunzătoare, are o tematică, are o temă care te duce și te poartă în tot felul de stări, mai mult decât altele. Vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat, eu personal, având în vedere că pe aceste tine le cunosc de mulți ani în timpul facultății și sunt foarte talentate și de pe vremea când erau studente pot confirma, le-am spus în anii 3, veți face treaba bună, v-am spus, dar așa s-a întâmplat. Este minunat și vreau să vă spun că rar mi se întâmplă să văd de două ori un film. Eu acest scurtmetraj l-am văzut de două ori, l-am văzut ieri dimineață și l-am mai văzut aseară.
Să dea Dumnezeu să faceți lucruri minunate în continuare și mă bucur că această generație tânără fuzionează cu o generație foarte tânără în suflet, mai tânără decât voi să știți, chiar dacă biologicul, cu vorba domnului Verul, să-l parafrazăm, îi spune cuvântul, că asta e, știi, de vârstă și de alte etape ale vieții nu scapă nimeni. A fost o reală bucurie, bravo fetelor, Angela, ești minunată și tu știi lucrul ăsta. Felicitări, țineți-o tot înainte și poate cine știe, te mai vedem pe ecrane, că e foarte bine, în film. Am smuls o promisiune. Această piesă extraordinară nu are un videoclip. Minunatul meu colaborator de televiziune, cel mai mare realizator de programe de televiziune, Titus Munteanu, a făcut câteva, dar în studio, în formă de moment de spectacol de emisiune de televiziune. Deci nu există un videoclip al acestei melodii și am smuls promisiunea că vor face un videoclip cu această melodie, care de altfel a fost declarată de dumneavoastră, de public, melodia secolului ce s-a încheiat. Extraordinar, va fi, va ieși minunat. Iulia, aveți grijă că... Mulțumim mult, dar a fost o cântare, realmente. Și fetelor, voi sunteți chip și idei, Iulia este... O să pop! Ele două! Scenaristele! Nu numai scenariste, dar au făcut și scenografia în film. Ei fac de toate. Angela, crede-mă, în facultate a făcut și producție. Sunt chinuiți. Un ATC-ul ăsta omoară oamenii acolo. Dar uite că ea care scapă fac treabă bună. În momentul în care ați început să cântați melodia, vă credeți la subțelesul descoperit acum în film? Eu recunosc că în momentul în care preiau un cântec de la compozitor, citesc cu foarte mare atenție textul și îmi construiesc un personaj. Absolut fiecare melodie din repertoriul meu are câte un personaj sau în funcție de starea mea de spirit, a zilei în care îl cânt, poate să apară altfel îmbrăcat personajul sau alt personaj. Dar nu este... nu vin pur și simplu pe scenă și cânt, ci există acolo o trăire, o construire, un scenariu. Aseară însă, Iulia mi-a pus o întrebare extraordinară. Ce cred eu? Cine a murit în film până la urmă? Dumneavoastră ce crezi? Cine? Ați văzut filmul, da? Da. Cei care au văzut filmul, cine credeți că a murit în film până la urmă? Cine a murit? Poftim? Moartea a murit, așa e, a învins iubirea, bravo, și eu am gândit la fel, asta am spus și eu, n-a murit nimeni, în filmul lor, de fapt, n-a murit nimeni. Să mor de dragoste rănită este o temă care poate da foarte multe posibilități. Și în funcție de starea mea, în funcție de ziua respectivă, se naște sensul atunci. Nu cânt la fel niciodată o melodie. De fiecare dată se schimbă. Vreau să te întreb pe tine, Iulia, mă iertați, care e evoluția filmului după aceste proiecte? Ce îl așteaptă? Nu știm și pentru noi a fost foarte puternic și foarte emoționant ce s-a întâmplat aici, pentru că a fost prima dată când filmul a fost văzut de, inclusiv de către oamenii din echipă, adică noi nu l-am terminat foarte târziu, foarte în apropiere de festival, n-am organizat o proiecție și a fost evident prima proiecție pentru echipă, prima proiecție pentru public și prima proiecție mai ales pentru doamna Angela Țimnea seară. Deci intensitatea cu care eu am trăit noi toți, de fapt, proiecțiile astea au fost foarte, așa că eu n-am știut care va fi reacția și nu știm ce se întâmplă mai departe. Eu mi-aș dori ca filmul ăsta să fie văzut de cât mai mulți oameni, evident, din România. E clar că publicul român va relaționa în mod diferit cu el decât un alt. Dacă ajunge mâna unui admirator de film sau de Angela Simina, Facebook-ul va fi plin, toată lumea se va. Aveți grijă cum îl păstrați. Da. Nu, și reacțiile, adică ce mi s-a părut interesant a fost că
inclusiv niște oameni non-români din afara țării prezenți la proiecție, au relaționat cu filmul, deci el cred că funcționează și dincolo de granițe. Adevărat că sunt niște lucruri care se pierd și e o, care e de fapt relația cu dumneavoastră, pe care noi toți de aici, e clar că o simțim și o percepem într-un fel, pentru că până la urmă, indiferent de anul nașterii, am cam crescut cu muzica dumneavoastră tot. Ceea ce nu e cazul pentru spectator din afara țării, dar eu cred că povestea din film se susține oricum. Cred că trebuie să ne străduim să traducem mai bine, poate versurile, foarte greu de tradus, foarte greu sunt de redat în engleză. Dar eu, noi urmează să-l trimitem pe la oameni, pe la festivaluri. În păcate, pentru un scurtmetraj, circuitul cam ăsta este, adică în cinema, da, festivaluri de film, poate TV, și cam atât, pentru că în cinematografe sau pe DVD, poate mai vorbeam asta la un Q&A anterior, poate pe DVD înaintea, în, ca bonus pe lângă un alt film de lumetraj. Cred, sau a propus la un Q&A trecut, eventual scurtmetrajul lipit de un lungmetraj de-al nostru, eventual să fie dat înaintea lungmetrajului și așa să fie văzut de și mai mulți oameni. Lucru care ar fi posibil, având în vedere că următorul nostru lungmetraj are același producător, aceeași casă de producție și probabil că s-ar putea... Și e despre dragoste. Da, și Loving, de fapt, legătura cu Loving nu-i doar că suntem aceeași echipă, dar și actorii din acest scurtmetraj sunt cu toți actorii în Loving, așa că ele se leagă destul de bine, deci ar fi o variantă de continuare. Însă, cum ziceam, e foarte proaspăt tot ce s-a întâmplat și trebuie să ne dezlegim puțin după timp și să vedem cum e cel mai bine să facem să fie văzut. Vreau să întreb pe doamna Angela Similea, ce experiențe, am înțeles de la Iulia că ați avut experiențe concrete cu fani care au venit și v-au povestit că s-au îndrăgostit pe una sau alta dintre piesele dumneavoastră. Adevărat, eu am trăit foarte multe experiențe de genul acesta, de la a se căsători cu o doamnă, cu o colegă, pentru că o chema Angela, până la a-și boteza copilul Angela spunându-i soției că este îndrăgostit de Angela Similea. Tot felul de situații de viață. Mi s-a întâmplat chiar un lucru dramatic în fața ușii blocului meu. Una din admiratoarele mele venea în fiecare zi și încercam să stau de vorbă cu ea, dar simțeam că este ceva în regulă și am început să-mi iau totuși măsuri de apărare și după vreo două săptămâni în care nu mai știa când ies sau intru în casă, ea a încercat să se sinucide în holul blocului și e adevărat, a ajutat-o vecinii care au dat peste ea acolo în hol. Și deci am trăit și așa ceva. Povestea asta de simpatie poate să treacă în funcție de structura celui care trăiește sentimentul acesta, poate să treacă pe un dezechilibru, poate să treacă în zone deloc dorite. Și am trăit asemenea. Am trăit situații în care, în general, la Sala Polivalentă din București, aveam mare grijă când coboram din scenă, pentru că foarte multă lume alerga către ieșirea mea din sală, spre cabină, și atunci mă trezeam cu păr smuls, cu smulsă de rochie, cu tot felul de gesturi de-astea de care trebuia să mă apăr. De altfel, pe stadioane, când mergeam, aveam concerte înainte de 89, bineînțeles că acum nu mai există așa ceva, cel puțin în niciun caz cu generația noastră. Noua generație, nu știu care este atitudinea fanilor, dar în perioada în care eu cântam cu grupul vocal instrumental Savoy, foarte, adică în mare vogă în perioada aceea, și noi nu aveam nevoie de 100 de
titluri de nume pe un afiș. Se umpleau două stadioane în același oraș, numai cu ei și cu mine. Era perioada în care omul nu avea altă posibilitate să-și spele sufletul sau să se deschide, să se destindă decât aceste spectacole. La acele stadioane, noi eram apărați de excesul de iubire, de zelul în iubirea al publicului, de milițieni călare. Două întrebări aș avea pentru dumneavoastră. Unul, ce muzică ascultați dumneavoastră personal? Și a doua, care credeți că ar fi explicațiile pentru faptul că artiști foarte cunoscuți din generația dumneavoastră, chiar și puțin după aceea, de la un moment dat încolo, chiar dacă au continuat să aibă apariții televizate, prezențe la emisiuni, s-au bazat doar pe melodiile vechi. N-au mai reușit să se reinventeze foarte mult, cu anumite excepții. Care ar fi explicația? Explicația caselor de producție este că nu sunt în trend. Asta a fost motivul pentru care muzica generației mele se ascultă numai puțin, există numai două sau trei posturi de radio care emite această muzică. Numai că v-am spus mai devreme, fiecare generație își are muzica sa, își are... și când o descoperă pe a noastră, unii sunt impresionați și nu se mai despart, dar alții consideră că e mult prea prăfuit pentru zgomotul din stradă. Eu iubesc muzica și nu există un stil pe care să-l iubesc sau să nu-l iubesc. Depinde și de starea mea în care am nevoie, de exemplu, de muzică simfonică și ascult muzică simfonică. Îmi place foarte mult să fiu în temă cu tot ce apare din punct de vedere interpret. Nu reușesc să acopăr tot pentru că a existat o perioadă în care astăzi apăreau 5 și mâine apăreau alți 5 și cei 5 de astăzi nu mai erau mâine. Am încercat să urmăresc și să dau credit celor care au reușit măcar un an să reziste. Pentru că există, ne-am trăit un fenomen al transformărilor, exact ce a spus, al reinventării. Nu știu dacă ne-am reinventat sau ne-am zdrobit până la urmă, nu știu. Nu sunt în măsură să trag o concluzie și cred că este destul de devreme, numai că semnalele pe care le-am primit și prin acest gest este că românul vrea să se întoarcă la tradiția sa. Astăzi am fost invitată la un prieten care a deschis un restaurant și se bazează, toate produsele sale se bazează pe bucătăria tradițională. Noi toți am vrut să aducem bucătăria mediteraneană aici, balcanică. El și-a fost impresionată. Deci oamenii încep să se întoarcă la statul ăsta de drept și de emoție și de tradiție. Sunt emoționată că Iulia m-a ales din toată mișcarea muzicală, m-a ales ca temă a filmului său. O iau ca pe un cadou pe care Doamne mi l-a făcut prin oameni pentru sacrificiile artistului, pentru viața care nu înseamnă deloc a fi puf și soare plin cu frunze care te recoresc. Este ca o recunoaștere a muncii generației mele și lucrul acesta mă încarcă de emoție, de bucurie și de speranță în egală măsură. Înseamnă că noi nu suntem pierduți. Talentul fetelor, talentul lor, talentul tinerilor actori m-a impresionat foarte mult. Aseară am trăit emoții deosebite, absolut deosebite, pentru ceea ce au făcut ei și pentru filmul pe care ei l-au creat și nu atât pentru ce
s-a întâmplat cu mine în film. Ei, lor le-a fost seama ca eu să n-am o reacție emoțională, dură. Mie mi se pare că intrăm măcar sufletește, spiritual, intrăm într-o normalitate. Și pe mine asta mă impresionează cel mai mult.